Bun găsit la Observator Update, sunt Mădălina Iacob, este ora 18. Iată cele mai importante informații ale momentului. Elevii încep cursurile după ce se încheie starea de urgență, iar examenele naționale se vor desfășura în luna iulie. Ministrul Educației Monica Nisi a confirmat informațiile obținute în exclusivitate de Observator în această dimineață. Scenariul de lucru prevede reluarea cursurilor în învățământul preuniversitar și universitar, după încetarea stării de urgență și asigurarea tuturor măsurilor pentru ca elevii, studenții și cadrele didactice să fie în siguranță. În funcție de data la care se vor relua cursurile, probele scrise ale evaluării naționale și a examenului de bacalaureat ar putea fi organizate în luna iulie. Așadar, luna iunie înseamnă cursuri și luna iulie evaluarea națională și bacalaureatul. Asta dacă pandemia ne permite, desigur, o spunea ministrul Educației Monica Anisie. De asemenea, simulările examenelor naționale au fost anulate, dar și evaluările de la clasa a doua, a patra și a șasea, dar și olimpiadele și concursurile școlare. Situația elevilor se va încheia cu minimum două note la care se adaugă teza acolo unde este cazul, iar subiectele tezelor din semestrul al doilea vor conține doar materia de până la data de 11 martie, adică atunci când au fost suspendate cursurile prima oară. În ceea ce îi privește pe studenți însă, activitățile vor continua online, iar admiterea la licență se va stabili abia după desfășurarea bacalaureatului. Vă amintesc acum, bilanțul zilei arată așa, 360 de cazuri noi în ultimele 24 de ore, așadar 4417 de persoane infectate pe teritoriul României, 197 de decese și 274 de persoane internate în secțiile de terapie intensivă. Vestea bună e că a crescut numărul celor vindecați și externați, 460 de oameni s-au făcut bine în România. Acum, pe plan extern, cea mai bună veste. Orașul Wuhan, epicentrul focarului cu noul coronavirus, va fi redeschis total în această noapte. Ziua de 8 aprilie va fi prima zi de libertate totală după 76 de zile de izolare. Atât de la Observator Update acum. Ne revedem în ora următoare sau ori de câte ori se întâmplă ceva semnificativ. Vă dăm întâlnire și în direct pe pagina noastră de Facebook, dar și pe site-ul nostru sub hashtag-ul Observator Update. Dacă aveți imagini sau informații care pot deveni o știre, le puteți trimite la numărul afișat pe ecran. Fii observator!